Cetățeană Petre Dulfu, sunteți oaspetele nostru. Vă mulțumesc, mă bucur să vă cunosc, mă bucur să fiu din nou într-o bibliotecă. Pentru mine bibliotecile au fost cele mai frumoase spații și, de fapt, vă reamintesc cu acest prilej o foarte frumoasă metaforă a lui Borges, care spune că pentru el raiul ar fi o bibliotecă. Avem în spate o expoziție cu cărți scrise dumneavoastră, multe cărți, care aduc în atenția opiniei publice o epocă de tristă amintire, comunismul în România, cu personajele ei aferente, familia Ceaușescu, Corneliu Mănescu, Lucrețiu Pătrășcanu, Gheorghe Gheorghin Dej și chiar Ion Iliescu, ca să numesc doar câțiva. Din ce trăiri personale s-au născut aceste cărți? Într-un fel, desigur că pentru un demers de lungă durată e nevoie și de o motivație, nu doar științific, și motivațiile științifice au niște conotații afective la început. Într-adevăr, am vrut să aflu, eram gazetar în 1990, absolvisem secția de filozofie istorie cu modulul de specializare în psihologie a Facultății de Istorie Filozofie a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Știam așadar din facultate partea de ideologie, partea de istorie propagandistică a partidelor comuniste, nu doar a Partidului Comunist din România. Cunoșteam ceva mai mult decât cetățeanul obișnuit din cei 2 ani cât făcuse în gazetărie, în sensul că documentările îți permiteau să intri în fabrici, în uzine, în secțiile de lucru, să vezi grajdurile CAP-urilor, să vezi cum se lucrează în câmp, să vorbești cu oamenii în maniera cea mai directă, ceea ce vorbeai nu suporta însă prezentarea comunicării respective în spațiu public, însă tu rămâneai cu foarte multe întrebări. Și o parte din întrebări, cele care mă priveau pe mine personal, legate de fenomenul puterii, aceea a fost o putere care a dispus de fiecare dintre noi cum și-a dorit, fără să țină seama de interesele noastre personale. De fapt, asta și propunea comunitatea, interesul colectiv pus deasupra interesului individual, indiferent ce interes ar fi fost acesta. Problema era cine decidea ceea ce era interes colectiv, în virtutea căror prerogative lua astfel de decizii, pentru că numele poporului nu erau, după cum se spunea eufemistic atunci, iar interesele mele personale erau niște interese de soție și mamă. Erau interesele principale, ca să spun așa, ale unei femei, ca și majoritatea colegilor mei. Când am terminat facultatea, eram căsătorită, aveam un copil, noi eram promoții pentru cei care acum sunt studenți și care ne invidiază pe noi cât de bine era că ți se dădea repartiție și ți se dădea mai devreme sau mai târziu și un loc unde să te cazezi. Vreau să spun că noi eram promoția pe țară de 75 de absolvenți de filozofie istorie, 25 la Cluj, 25 la Iași, 25 la București. La absolvire, cum vă spuneam, aproape toți eram căsătoriți cu copii și nicio familie n-am ajuns împreună. În județul Arad n-a fost niciun post. Pe noi, cei cu filozofie principal, ne-au repartizat pe posturi de profesor de istorie de gimnaziu. Orașele cu peste 100.000 de locuitori în 1981 s-au închis. N-au existat posturi în cercetare, n-au existat posturi în învățământul superior pe tot parcursul deceniului 8, iar eu am aterizat în dimineața zilei de 1 septembrie la post, la Reghin, lăsând un copilul la părinții mei în Apuseni, soțul meu care terminase arte plastice cu un an înainte, primise, ei erau și mai puțin, 21 pe țară,
primise un post, singurul din județ, fabrica de scaune curbate din Pâncota, el fiind absolvent de sculptură. V-am răspuns așa de lung pentru că eu consider necesar să le spunem tinerilor de astăzi, care cred, poate dacă le-aș spune în sala de curs, ar avea impresia că exagerez. Dar spunând-o public în maniera în care pot fi verificată, sunt convinsă că preiau lucrurile sub semnul adevărului și nu ne mai invidiază, câteodată chiar le spun, știți, dacă ați fi fost contemporan cu mine, 80% dintre studenții de astăzi ar fi fost strungari și țesătoare, obligați să lucreze pe trei schimburi, acolo unde era ordinul de repartiție. Să nu vă imaginați că vă alegeați nu știu ce posturi și că toți care terminați acum ați fi avut repartiție de intelectual. Așa este, epoca, acea epocă pentru tine din ziua de astăzi este doar istorie. Cum apare prima carte dumneavoastră? Care a fost prima și cum v-ați documentat? Prima carte a mea nu aveți aici. Se numește Sfârșitul Libertății și a apărut cumva pe plan local, a apărut la Timișoara, la editura Mirton, în 1993, nici eu n-aș fi avut curaj atunci să bat la porțile unei edituri mari din București. Este starea aceasta noastră de ardeleni, ca să nu-i spun de provinciali, în care într-una îți privești cu modestie prestația și pleci de la premiza nu că tu ești cel mai bun, ci că sunt alții mai buni decât tine și tu stai să vezi dacă te ridici la înălțimea lor. Cartea aceasta a fost o extensie a unor documentări jurnalistice. Atunci am luat tac la începutul anilor 90 despre partea secretă a istoriei, cei care fuseseră pedepsiți în numele ideologiei partidului, uneori fără să știe de ce sunt pedepsiți. Atunci am intervievat o familie care fusese deportată în Bărăgan și de la acel demers eu am ajuns să stau de vorbă cu Corneliu Coposu, cu Ion Diaconescu, întrebându-i cum erau țăranii în închisori, cum au fost cei pe care i-au cunoscut în domiciliul lor obligatoriu de la Rubla, unde s-au întâlnit, și cu bănățenii deportați în timpul perioadei schismei Tito-Stalin. Și atunci mi-am pus problema prima dată, trebuia să duc un răspuns acestor oameni, de ce s-a luat acea decizie cu ei, nimeni nu le spusese. Și cum aveam acreditare ca și gazetar în Parlamentul României, atunci am cunoscut pe Alexandru Bârlădeanu, pe Gheorghe Apostol, și atunci mi-am dat seama că aceea este o lume despre care, lumea aceasta a puterii, despre care noi nu știm aproape nimic și care ar merita investigată în condițiile în care făcea o notă discordantă atunci, pentru că trendul, ca să mă exprim în limba de lemn de astăzi, era să aduci la lumină suferințele victimelor, nici de cum să aduci în prim plan decizionalii. Da, pentru că ne interesau mai mult victimele decât abuzatorii. Da, dar vedeți, în cazul victimelor lucrurile se întâmplau așa cum v-am spus. Uneori nu știau, nu-și cunoșteau dosarele, nu știau de ce au devenit victime, iar ceea ce ei îți spuneau, suferințele prin care trecuseră erau repetitive. Trebuia să fii cineva cu talentul lui Solzhenitsyn ca să poți să faci o capodoperă, cum a făcut el, din viața unui deținut, o zi din viața lui Ivan Denisovici. Oamenii povesteau, m-au luat, m-au dus în vagon de vite, m-au pus în timpul anchetei într-o celulă la izolare, torturile erau standardizate, suferința pe care o resimțea un om este individuală. Închisoarea mizerabilă, hrană puțină, frig, muncă multă pentru cei care munceau, ori
descoperirea arhivelor, pentru că de aici au plecat partea de interviuri și mai departe partea de arhivă, descoperirea de arhivă, de cercetare de arhivă. Am stat foarte mult în arhivele Serviciului Român de Informații, unde se găsea atunci dosarul anchetei și procesului Pătrășcanu, o anchetă în care au fost peste 100 de oameni, care a durat, a fost cea mai lungă anchetă din istoria comunismului mondial, a durat 6 ani, iar volumele respective, număr de 204, însumează 70-80 de mii de pagini. Și aceea a fost o altă revelație în care mi-am dat seama că și anchetatorii pot să aibă percepții foarte greșite despre ceea ce fac, despre angrenajul în care se află, despre scopurile echipei în care au fost incluși, pentru că ei nu cunosc, în tocmai ca și victimele, decât partea lor de adevăr, partea pe care ei au trăit-o. Deasupra lor sunt niște direguitori, firele acestora duceau către Lubianca, metodele erau patentate acolo și în cazul victimelor, și pentru aceasta a fost nevoie încă de foarte multă lectură, de bibliografie de specialitate. Și până la urmă am contextualizat aceste cercetări într-un întreg, întregul fiind în prima lui parte pregătirea unui doctorat în psihologie, în psihologie socială, psihologie politică, reprezentări sociale datorate ideologiei și instituțiilor comuniste, pentru că până la urmă scopul comunismului a fost unul psihologic, formarea omului nou, adică un om care, așa cum vă spuneam, să subsumeze toate interesele sale unui interes comunitar, doar că interesul acesta comunitar ajunsese deja a fi stabilit în manieră dictatorială, și un om care muncește până la capătul suflării și puterilor sale, fără să se gândească la câștig, de fapt comunismul își propunea să desfințeze banii, iar o societate într-o societate unde ar fi fost stârpită invidia, competiția, toți ar fi trăit ca frați, până la urmă nu este o exagerare, este o informație la un anumit orizont al cunoașterii că, de fapt, comunismul se voia a fi un rai pe pământ, iar conceptul acesta de om nou este preluat din vocabularul Sfântului Pavel din Biblie. Foarte interesant. Doar că n-au ajuns în raiul care trebuie. Păi vedeți că n-am ajuns în lumea respectivă nici prin existența cele mai puternice instituții din toate timpurile, care este biserica, pentru că un astfel de ideal contrazice natura umană. Eu fac mereu apel la acea piramidă a trebuințelor elaborate de psihologul Maslow, care așează în fruntea ierarhiei trebuințelor umane trebuința de dezvoltare. Trebuința aceasta de dezvoltare este cea care ne motivează pentru evoluția și progresul societății. Într-una dorim mai mult, inventăm ceva nou și așa mai departe, și în același timp este stigmatul care nu ne lasă să fim niciodată fericiți, niciodată mulțumiți, pentru că într-una ne comparăm fie cu starea noastră de azi sau de ieri, fie cu starea celui de lângă noi, fie cu starea celui despre care citim, și într-una vrem mai mult decât avem nevoie. Așa este. Văzându-vă cărțile, am putea spune despre dumneavoastră că sunteți un scriitor prolific. Pentru că timp de aproape 30 de ani ați scris carte după carte. Cum v-ați ales subiectele? Le-ați găsit întâmplător? V-au ieșit în cale? Le-ați căutat anume? Și da și nu. La toate aș putea să vă răspund și cu da și cu nu. Uneori mi-au ieșit ele mie în cale. Cum vă spuneam, întâlnirea din Parlament cu Alexandru Bârlădeanu, care era atunci președintele Senatului, când am realizat dintr-o dată că omul coborât de pe piedestal este altceva și este altceva decât propaganda, știe altceva decât știam eu.
Dosarul Pătrășcanu, am ajuns la el realizând că înșiși acești foști lideri comuniști nu știu care a fost adevărul în cazul Pătrășcanu. Și atunci am început să-l caut. De fapt, Bârlădeanu n-a vrut să scriem o carte împreună de interviu. Mi-a spus cam așa: vă rog frumos, veniți la mine din arhivă și povestiți-mi ce ați citit, vreau să știu dacă deja a fost sau nu criminal, iar eu în schimb vă voi spune ceea ce vedeam, ceea ce știam. Eu veneam cu notițele din arhivă, înfrigurată, obosită seara, îi citeam și scriam ce îmi spunea el și s-au adunat o sumedenie de foi, pentru că și la mine erau foi volante cele care veneau din arhivă și mi-am dat seama, știți, s-am putea face o carte. N-a crezut că o să iasă cine știe ce. Au fost sigur și demersuri care n-au fost inițiativa mea. Spre exemplu, Marius Tucă mi-a propus să facem, să fac o secție de istorie recentă în 2004 la Jurnalul Național. După un anumit timp, când Ceaușescu se plasa în urma unei anchete pe eșantion făcută de, nu în România, ci de un institut de cercetări cu sediu la Viena, Barometrul Noilor Democrații, se plasa în poziția de cel mai hulit și cel mai admirat om politic de către români din secolul 20. Și atunci el a spus: vreau o biografie a lui Ceaușescu, scrieți-o împreună cu echipa. Sigur, am documentat-o cu echipa pe care o conduceam atunci. A apărut sub formă de episoade, de, nu cred că e bine dacă îi spun foileton, în Jurnalul Național. Pe urmă am trecut cu aceeași echipă la Adevărul și am continuat-o. În cele din urmă am rescris-o pentru că mă aparținea concepția, îmi aparținea selecția, citându-i pe colegii mei. Este una din ultima carte care a ieșit, Ceaușescu și epoca sa, a ieșit la editura Corint. Am scos și biografia, o văd acolo, a Elenei Ceaușescu. Am considerat că trebuie să existe, noi figurând la capitolul Femei celebre ale lumii, cu acest personaj, o femeie semi-analfabetă care a făcut pe bune 4 clase și care a ajuns să facă figură de savant de renume mondial. Și într-adevăr este românul cel mai titrat, care are cele mai multe titluri primite în străinătate. Și am vrut să demonstrez, pentru că noi ne culpabilizăm de multe ori mai mult decât ar trebui. Am vrut să demonstrez că acest personaj n-ar fi avut niciodată trista învergură pe care o are dacă n-ar fi fost alții pe care noi îi valorizăm de multe ori în exces, care servind propriile lor interese să nu ne-o facă ceea ce au făcut-o, pentru că ea, în urma titlurilor străine, l-a primit pe acela de academician. Așa este. Sunt curioasă dacă omul nou de după 90 poartă povara anilor comunismului. Ce duc liderii de după 1990 din epoca de tristă amintire? Poate nu veți fi de acord cu răspunsul meu, însă este un răspuns dat în urma unor îndelungate studii. Să știți că și eu în teza mea de doctorat am avansat pe primul loc concluzia că în perioada aceasta de tranziție suntem tributari unor deprinderi, competențe, practici formate în anii regimului comunist. Pe urmă, studiind lucrurile mai în amănunt și reluându-mă ancheta pe eșantion și după 10 ani de la predarea tezei de doctorat, am constatat că, de fapt, oamenii au teribil de puțină informație despre ideologia comunistă, despre creatorii ei, despre liderii ei și că practicile acestea de care noi ne plângem atât de des
sunt niște practici derivate din mentalul colectiv, din mentalitățile colective. Mentalitățile colective au nevoie de duratele lungi ale istoriei, după considerațiile școlii de la anale. Ori duratele acestea lungi ale istoriei, de care vorbește în special Brodel, sunt de nivelul sutelor de ani, sunt raportate în general la evul mediu, iar evul nostru mediu ne-a amprentat profund prin aceste relații aparte pe care le-am avut prin regimurile fanariote, până la urmă și ceea ce regimul căruia noi zicem comunist reproduce în mare structurile regimului fanariot. Era tot un regim în care liderii de la București o anumită perioadă au fost vasalii celor de la Moscova, și chiar când Ceaușescu clama acea independență, noi tot făceam parte din tratatul de la Varșovia și din Caier, și până la urmă însuși sfârșitul lui Ceaușescu se datorează actelor de neloialitate pe care el le-a făcut de-a lungul timpului în calitatea pe care o avea, a fost de fapt un fel de brâncoveanu până la urmă, prin sfârșitul pe care l-a avut, doar că relațiile cu mulțimea fiind altele și datorându-se în principal mass mediei, revoluției care aduce noile tehnologii de comunicare, nu mai putea să îi se întâmple ce i s-a întâmplat la Moscova, cum s-a întâmplat cu Brâncoveanu la Stambul, ci a suportat o manipulare în urma căreia a reieșit că ai lui au fost cei care l-au pedepsit așa cum merita. Puneți, dacă vreți, ghilimelele de rigoare. Astăzi se lansează o carte la Baia Mare, la Biblioteca Județeană Petre Durfu, Ce s-a întâmplat de fapt, cum vorbim cu Virgil Măgureanu. Cum s-a născut această carte? S-a născut din inițiativa domnului Măgureanu. Dânsul a fost cel care a venit înspre mine, considerându-mă o bună cunoscătoare a istoriei recente. Cred că în primul rând își dorea să discutăm despre perioada premergătoare evenimentelor și despre evenimentele din decembrie 1989. Eu am considerat că centrul de greutate trebuie pus pe cei 7 ani în care a condus, a fost primul lider, primul manager al Serviciului Român de Informații, o poziție care îți permitea să fii în miezul lucrurilor, și am considerat că este bine să rămână mărturia acestui martor angajat pentru toți aceia care sunt interesați de istorie și mai ales pentru cei care vor să studieze istoria. Vă mulțumesc foarte mult! Și eu, dumneavoastră!